A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Isus e diferit. El face așa de mult pentru noi. Și eu m-am gândit la ideea asta că în 2 Corinteni 3:18, e versetul meu preferat. Și zice că noi toți stăm ca în fața unei oglinzi și ne uităm la ce? La gloria lui Dumnezeu. Și când ne uităm la gloria lui, suntem schimbați ca să arătăm la fel și să reflectăm gloria lui. M-am gândit cum eu am nevoie de timp să stau în fața lui Dumnezeu și să mă uit la gloria lui. Și vreau să ne uităm un pic în următoarele săptămâni la gloria lui Iisus. La gloria lui Dumnezeu și ce primim prin Iisus. Multe religii oferă sfaturi, oferă ajutor. Multe religii oferă dezvoltare personală sau reguli. Ce trebuie să faci ca să-L faci pe Dumnezeu fericit. Dar Iisus face altceva, nu doar sfaturi și idei, El ne transformează, El ne schimbă, aleluia! Pentru cine este asta o veste bună? Amin! Pentru noi, aleluia! O să citim din Efeseni capitolul 1, sunt 12 versete, deci capitolul 1, de la versetul 3 până la versetul 14. Sunt versete pline de chestii minunate, foarte puternice și de încurajarea noastră despre ce primim în Iisus. Hai să citim împreună. Sau citesc eu cu voce tare, voi puteți să stați și puteți să vă uitați la mine. Deci, Efeseni 1, de la 3 la 14. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în locurile cerești, în Hristos.
După cum ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și ireproșabili înaintea lui în dragoste, predestinându-ne pentru adopția copiilor prin Iisus Hristos, pentru El însuși, conform bunei plăceri a voii sale, pentru lauda gloriei Harului Său în care ne-a făcut acceptați în Cel prea iubit, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor conform bogățiilor Harului Său, în care El a abundat spre noi în toată înțelepciunea și priceperea, făcându-ne cunoscut misterul voiei sale, conform bune sale plăceri, pe care și-a plănuit-o în El însuși, ca în administrarea plinătății timpurilor să adune în unul toate în Hristos, deopotrivă pe Cel în cer și cele pe pământ, în El în care am și obținut o moștenire, fiind predestinați conform cu scopul Celui care lucrează toate după sfatul voii sale, pentru lauda gloriei sale, noi care întâi ne-am încrezut în Hristos, în care și voi v-ați încrezut, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia salvării voastre, și în care, după ce ați crezut, ați fost sigilați cu acel Duh Sfânt al promisiunii, care este arvuna moștenirii noastre, până la răscumpărarea posesiunii cumpărate spre lauda gloriei sale. Mai ales vreau să ne concentrăm astăzi la versetele 7 și 8, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor conform bogățiilor Harului Său, în care El a abundat spre noi în toată înțelepciunea și priceperea. Aleluia! Primim prin Iisus iertare. În Iisus avem iertarea păcatelor. Oameni în lumea aceasta cară vinovăție ca o povară. Și înainte să vină la Iisus, de fapt înainte să vin eu la Iisus, nu credeam în Dumnezeu, am fost ateu. Am mers la biserică toată viața mea, aproape fiecare duminică. M-am rugat înainte să merg la culcare, înainte de cină, familia mea, toți ne-am rugat. Aproape fiecare seară. Dar nu am crezut în Dumnezeu, am fost ateu. Dar în acest timp am simțit vinovăția mea. Chiar dacă nu am crezut că există un Dumnezeu, am simțit ceva în inima mea, o vinovăție pentru păcatele mele. N-am avut nicio soluție, că dacă nu crezi în Dumnezeu, ce soluție ai? Nu ai nicio soluție. Deci m-am gândit că am simțit durerea aceasta, vinovăție, că este reală. Când păcătuiești, fiecare om și necreștinii sunt vinovați înainte lui Dumnezeu. Prin păcatele noastre suntem vinovați. Deci am simțit vinovăția asta și pentru mine a fost mai puțin dureros să cred că nu există Dumnezeu decât să cred că există și să am durerea aceasta, vinovăția aceasta. Deci am început să cred că nu există Dumnezeu și am zis, sunt ateu. În aceeași perioadă, deci asta a fost soluția mea, să nu cred că există Dumnezeu. Dar în aceeași perioadă, fratele meu, Gemin, Jake, el a început și el să se simte vinovat de păcatele lui. Și a găsit o altă soluție. Tot nu a fost o soluție bună, dar a găsit o altă soluție. A găsit religie. El a început să se simte vinovat de păcatele lui și ce a făcut? A luat o Biblie și a început să citească Biblia. A găsit religie, dar nu a găsit Iisus. Nu l-a găsit pe Iisus. Religie ne dă sfaturi, idei frumoase, dar Iisus ne dă libertate prin iertarea păcatelor. Dacă nu îl ai pe Iisus, chiar vinovăție ca o povară în viața ta. Este o povară grea.
este o povară grea și nu poți să scapi de vinovăție fără Iisus. Ori crezi cum eu am crezut, încep să crezi că nu există Dumnezeu, ca să nu te simți vinovat, ori găsești religie, dar religie nu dă nimic bun. Doar Iisus ne dă libertate, ne dă iertare păcatelor. Amin? Amin. Doar Iisus o poate ridica. Doar Iisus ridică povara aia de vinovăție. O dată pentru totdeauna poți să fii liber prin iertarea păcatelor care avem în Iisus. Nu avem în religie, nu avem în biserică, avem, spune Biblia, în Iisus, iertarea păcatelor. Când am fost mic, unde am copilărit, aveam o grădină mare. Destul de mare. Când am fost mic, mi s-a părut foarte mare, dar ultima dată când am fost în America, eu și Laura am mers să ne uităm la casa în care am copilărit și mi s-a părut foarte mic. Oricum, am avut o grădină și erau câțiva copaci în grădină. Fiind un băiat plin de aventură, am luat un ciocan și câteva, cum zicem, cuie? Cuie. Și am găsit un copac și am început să ciocănesc. Și am ciocănit. Am bătut cuiele în copac. Tatăl meu, când el a aflat ce am făcut, m-a pedepsit. De ce? Pentru că când rănești un copac nu se vindecă. Niciodată nu se vindecă. Ce se întâmplă este că crește și acoperă rana cu, cum se numește asta, bark, cu scoarță. Dar rana niciodată nu se vindecă. Și putem să ne uităm și la copaci foarte vechi și vedem când a fost un foc, când s-a întâmplat că cineva l-a tăiat, sau când s-a întâmplat ceva, o rană. Un copac nu poate fi vindecat. Dar Iisus ne-a creat diferit. Noi putem să fim vindecați. Păcatul este ca o rană. Când păcătuim, ne rănim pe noi. Și dacă am fi ca un copac, rana aia nu niciodată nu ar fi putut să fie vindecat. Dar pentru că suntem diferiți, pentru că Dumnezeu ne-a creat să fim vindecați, putem, când avem o rană care a venit din cauza păcatului, când avem o rană, venim la Iisus și El ne vindecă. Prin iertarea păcatelor suntem vindecați. Ca atunci să fie ca nimic nu s-a întâmplat. Că nici să vezi măcar un semn. Prin El suntem vindecați de păcat. Prin iertarea păcatelor, Iisus scoate o rană și ne vindecă. Aleluia! Ne restaurează. Și putem să fim liberi, totul diferit, prin El, prin iertarea păcatelor care o avem în Iisus. Și am văzut că viața nu este bună dacă avem o povară, dacă avem povară vinovăție. Dacă cărăm povara asta, viața nu e bună. Poți să ai cel mai bun serviciu din lume. Poți să fii cel mai bogat om. Dar dacă ai o povară, dacă este încă vinovăție în inima ta, nu te bucuri de viață. Dar Dumnezeu a creat viața ca să ne bucurăm de asta. Spune în Ioan 10:10 că El ne-a dat... Cum este? A venit ca să ne dea viața. Din belșug! Când trebuie să știi versetul, nu vine, dar mulțumesc. El ne-a dat viața din belșug. Diavolul a venit să ne fure, să ne dea boli, să ne rănească. Dar Iisus a venit ca să ne dea viața din belșug. Aleluia! Amin. Dar dacă ai vinovăție în inima ta, dacă știi că ai păcătuit și nu ai rezolvat problema încă, dacă doar ai religie sau dacă nu crezi în Dumnezeu, tot trăiești cu vinovăția asta și este o povară și nu poți să te bucuri cum vrea Dumnezeu de viață. Sigur, nu spun că viața va fi tot timpul fără bucurie, dar
va fi ceva în inima ta care îți spune, ești vinovat. Și știu mulți oameni care nu pot dormi pentru că ei știu că sunt vinovați înainte lui Dumnezeu. Fără Iisus, cărăm povara aceasta și dacă avem această povară de vinovăție, nu putem să ne bucurăm de viață. Eu am auzit o poveste despre un bunic și o bunică. Ei erau căsătoriți de, nu știu, 50 de ani sau ceva, nu mai îmi amintesc câți ani, dar mulți ani. Și s-au gândit să facă ceva mai extravagant pentru aniversarea lor. Și au cumpărat bilete până Hawaii, în America. Și a fost, biletele erau foarte scumpe, dar le-au cumpărat și au dus cu avion și au ajuns în Hawaii. Acolo, bunicul, pentru că a fost un om mai zgârcit, a zis, nu plătesc pentru un taxi, că am plătit așa de mulți bani doar să ajungem aici, biletele erau scumpe, nu plătesc pentru un taxi. Și bunica a zis, e treaba ta! Și s-a dus cu taxi la hotel și bunicul stătea acolo cu tot bagajul și ce a făcut? a luat bagajul și s-a dus la un autobuz și a luat autobuzul până hotelul lor. Dar problema a fost că ultima stație era încă câțiva kilometri departe de hotel. Deci el, de la stație, a cărat tot bagajul lor pe spate. A fost în Hawaii, dar nu s-a bucurat de Hawaii, pentru că avea o povară. Și viața este la fel. Când avem o povară, și mai ales povara vinovăție, când știm că suntem vinovați, cărăm vinovăția ca o povară. Și nu ne bucurăm de viață cum vrea Dumnezeu să ne bucurăm de ea. Dar Dumnezeu ne-a dat viață ca să ne bucurăm de ea. Dar prin Iisus, în Iisus avem iertarea păcatelor. În Iisus putem să dăm jos tot bagajul nostru. Avem iertare. Și iertare înseamnă că ești eliberat de ceva. Ești eliberat de tot bagajul tău. Poți să lași bagajul acolo, să pui în taxi și mergi cu taxi la hotel. Și poți să te uiți cum este Hawaii și te bucuri de Hawaii că ești acolo. Poți să dai jos tot bagajul tău. Ești eliberat. Înseamnă că nu mai ești obligat să faci ceva. Cum adică? Trebuie să mergi la școală. Și mama sună la școală și zice, dar copilul meu e bolnav. Și, nu mai ești obligat să mergi. Poți să fii liber toată ziua. Ești bolnav. Sau, poate minte mama. Dar nu mai ești obligat să faci ceva. Când ești iertat, nu mai ești obligat să faci ceva. Nu mai ești obligat să păcătuiești. Nu mai ești obligat. Când ești iertat, înseamnă că nu mai este responsabilitatea ta. Trebuie să speli vasele, dar vine la un moment dat tatăl tău la tine și zice, eu spăl vasele astăzi. Și tu nu mai este responsabilitatea ta. Poți să te joci, poți să citești, poți să stai jos, să dormi, poți să faci ce vrei tu, dar nu mai este responsabilitatea ta. La fel cu iertarea păcatelor. Când ești iertat, păcatul nu mai este responsabilitatea ta. Păcatul ăla este responsabilitatea lui Iisus. Și dacă trebuie să plătești, dacă sunt consecințe, El are grijă de tine, că acum este responsabilitatea lui. Amin. Când ești iertat, nu mai este responsabilitatea ta. Nu mai ești obligat. Nu mai ești eliberat, ai dat jos tot povara, tot bagajul tău, l-ai dat jos, ești eliberat, nu mai ești obligat să plătești. Și trecutul tău nu mai este responsabilitatea ta. Dacă ai păcătuit mult în păcat, cum toți, sigur că toți am păcătuit mult, și la un moment dat vii la Iisus și primești iertarea păcatelor, trecutul tău nu mai este responsabilitatea ta. Este în mâinile lui Dumnezeu. Și multe ori vine diavolul și el zice, știu cine ești.
Ești cel care s-a uitat mult la pornografie. Știu cine ești. Nu ești el. Știu cine ești. Și tu spui, a, dar nu este responsabilitatea mea. M-am dus la Iisus și m-a iertat și nu mai mă uit. Că nu este, dar trecutul nu mai este responsabilitatea noastră, este responsabilitatea lui Dumnezeu. Că suntem iertați. Avem în El iertarea păcatelor. Și cum? În aceste versete spune că suntem iertați conform bogățiilor harului Său. Amen. Suntem iertați nu conform puterii noastre, nu conform religiozității noastre, suntem iertați conform bogățiilor harului Său. Câte mulți suntem bogați? Câte mulți suntem iertați? Câte bogat este harul Lui? Așa suntem iertați. Noi suntem iertați prin conform bogățiilor harului Său. Și har este vărsat peste noi. Este vărsat peste noi, adică avem iertare din abundență. Eu mă gândesc acum la o cascadă care coboară și noi venim cu un pahar mic. Să umplăm paharul, că acolo a fost păcat. Și vine harul lui Dumnezeu ca o cascadă și umple paharul și varsă peste paharul. El are iertare din abundență, mult mai multă iertare decât ne trebuie. Că harul lui este așa de mare. Mă gândesc la un tată bogat. Cred că și aici în România, sigur că aici avem oameni bogați care nu au crescut copiilor bine. Un tată care niciodată nu spune nu. Copilul vrea o mașină. Zice, tată, că sunt bogat. Hai, banii pentru o mașină. Copilul are problemă cu poliție. Vine tată, plătesc amenzi. Și copilul nu învață nimic. Avem un tată așa de bogat și harul lui este așa de mare că ideea este că el dă mult mai mult har. Și în imaginea fizică, în lumea aceasta, nu e bine să dăm copilul tot ce vrea, tot ce vrea. Dar pentru că avem un Dumnezeu bun și înțelept, El dă așa de mult și nu este rău nouă. E bine pentru noi că El dă har și mai mult har, mai mult har. Și Apostolul Pavel zice, dar dacă când păcătuim este și mai mult har, să mai păcătuim? Nu, niciodată. Dar harul Lui este așa de bogat. El are așa de mult har pentru noi, ca un tată care niciodată nu spune nu copilului lui. Dar pentru noi este ceva bun, că El are mult har, mult mai mult har și iertare decât trebuie, decât putem să numărăm. Harul Lui este așa de mare. Când ne gândim la iertare, este o diferență între iertarea noastră și iertarea lui Dumnezeu. Noi iertăm multe ori, zicem că iertăm dacă păcatul nu a fost așa de mare. Sau noi iertăm dacă El vine la noi și cere iertare, sau dacă vedem că e schimbat. Noi iertăm dacă, punct, punct, punct. Dar Dumnezeu iartă doar dacă venim la El. Nu așteaptă ca să schimbăm viața. El ne iartă în momentul când venim la El. Dumnezeu iartă când ne pocăim. Ne iartă imediat, în momentul ăla ne iartă. În 1 Corinteni 13:5, citim despre dragoste și spune că dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu se gândește la rău. Când cineva ne rănește, ne gândim mult la răul care el a făcut. Ne gândim cum am simțit, cât de rău a fost și dacă va face din nou, dacă a schimbat sau nu. Dar dragostea nu se gândește la rău. Se gândește la bine, se gândește la ce poate să se întâmple când Dumnezeu se mișcă. Și Dumnezeu este dragoste. Iar când El ne iartă, nu se gândește la
la rău. Se gândește la ce poate să se întâmple dacă Ben într-adevăr schimbe. El se gândește la faptul că viitorul este schimbat, e diferit. Nu se gândește la rău pe care eu l-am făcut, se gândește la chestii bune care eu o să le fac. Se gândește nu la rău, ci la ce vrea să facă în viitor. Când venim la Iisus, avem iertarea păcatelor și El lasă tot păcatul nostru în trecut. Și se întâmplă și astăzi, dacă păcătuiești și vii la Iisus și te pocăiești, tot la fel. El pune tot ce s-a întâmplat la trecut și nu se gândește la rău, se gândește acum la viitor, la mâine. Cum va fi mâine când te trezești liber de păcat, iertat. În El avem iertarea păcatelor și când ne iartă, nu se gândește la rău, se gândește la viitor. Noi, când iertăm, ne săturăm de a ierta pe cineva. Dacă el greșește și greșește și greșește din nou și din nou și din nou, din nou, noi la un moment dat zicem, hai, gata, nu mai putem să fim prieteni că tot timpul mă rănești. Dar Dumnezeu, iertarea Lui nu ajunge la capăt. Iertarea Lui, El nu se întâmplă că El să zice, gata, m-am săturat de tine, nu te iert. În Luca 17, cu 4, Iisus ne spune și dacă, despre un om care păcătuiește, zice, dacă încalcă legea împotriva ta de 7 ori într-o zi și de 7 ori într-o zi se întoarce la tine, spunând, mă pocăiesc, iartă-l. Dacă asta este, Dumnezeu ne-a dat asta să fie modelul nostru. Când cineva păcătuiește împotriva noastră și dacă el vine de 7 ori într-o singură zi și fiecare dată el zice, iartă-mă, mă pocăiesc. Trebuie să-L iertăm. Asta este modelul Lui pentru noi. Și cum să fie Dumnezeu mai puțin de asta? Dacă venim la Iisus de 7 ori într-o singură zi și zicem, Doamne, iartă-mă. Am păcătuit din nou același păcat. Scriptura spune că El ne iertă. Și sigur că nu vrem să trăim în păcat, că nu creștem dacă trăim în păcat. Dar avem promisiunea aceasta. Dacă ne pocăim, dacă venim la El, El este gata să ne ierte. El nu renunță la noi. Nu renunță la noi, nu pleacă. Dacă continuăm să greșim, nu vom crește și poate să fie o zi când zicem, bine, gata, eu îl renunț pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne spune nouă. El este credincios și gata să ne ierte. În Proverbe 24:16, citim despre un om drept, adică un om sfânt, un om care nu are păcat în inima lui sau în viața lui, zice, un om drept cade de 7 ori. El cade de 7 ori. Un om drept cade de 7 ori și se ridică din nou. Se ridică din nou. E mai multă putere în ridicare decât în cădere. E o problemă dacă cazi în continuare în păcat. Este o problemă. Nu poți crește și nu poți să ai o relație bună cu Dumnezeu. Dar puterea este în ridicare. Când te ridici și nu te oprești. Când te ridici și vii la Iisus. Și atunci, în momentul ăla, Dumnezeu nu zice, îmi pare rău, dar ai păcătuit 7 ori astăzi. Nu te iert data aceasta, că e până la 7. Da. Nu, El se uită la noi și zice, te iert. Ca un tată bogat. Aleluia. Aleluia. Am nevoie de un tată așa. Altcineva are nevoie de un tată bogat? Plin de iertare? Da.
Este, e începutul zi dimineții aici, dar totuși am nevoie de un tată bogat, plin de iertare. Când noi iertăm pe cineva, multe ori trebuie mult timp ca să rezidim relația. Încă simțim răniți sau celălalt se simte vinovat încă. Dar când Dumnezeu ne iertă, imediat suntem iertați. Imediat putem să avem o relație bună cu El. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, citim: dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curețe de toată nedreptatea. El este credincios. În momentul ăla, când avem nevoie de iertare, când simțim vinovați, mergem la El și în momentul ăla suntem iertați. În Iisus avem iertare păcatelor. El este minunat. Este plin de dragoste și bun. Aleluia. Este gata să ne ierte. Este credincios. Hai să stăm în picioare și să avem un timp în prezența lui Dumnezeu. Am vorbit despre cum primim iertarea păcatelor. În El avem iertarea păcatelor. Și vreau să avem un timp în care ne gândim la asta. Îl laudăm pentru asta. Vom avea și un mic timp de închinare. Dar mai mult decât să învățăm ceva, că cred că toți știm că în Iisus avem iertarea păcatelor. Toți știm asta. Dar mai mult decât să reînvățăm sau să ne gândim la o idee, vreau să experimentăm. Și dacă ai nevoie de iertarea Lui, acum este un timp bun să rezolvi chestia înaintea Lui Dumnezeu. Și este un timp bun să laudăm pentru iertarea Lui. Că când îl laudăm pentru ceva care El a făcut, ceva se întâmplă în noi. Când ne uităm la iertarea Lui, ceva se întâmplă în noi. Suntem schimbați și primim iertare, dar mai mult devenim oameni plini de dragoste care poate să ierte.